ședință decisivă a coaliției, astăzi se stabilește data la care românii își vor alege președintele. Surse politice susțin că liberalii vor tandemul Ciucă președinte și Ciolacu premier. Analizăm imediat alături de Alexandru Coitan. Să până atunci mergem la Bianca Ogarcă, vine cu mai multe detalii. Bine te-am găsit, Bianca. Bună ziua, bun găsit tuturor! Ședința coaliției a început în urmă cu aproximativ o oră, iar sursele noastre ne-au dezvăluit că discutăm în primul rând, iată, despre o ședință destul de tensionată, ținând cont de faptul că atât socialdemocrații cât și liberalii nu vor să cedeze în legătură cu data alegerilor prezidențiale. Ei bine, aceleași surse ne-au dezvăluit faptul că în momentul de față cei de la Partidul Național Liberal nu ar mai fi de acord cu acea variantă de compromis, și anume ca acest scrutin electoral să aibă loc în luna septembrie, și insistă, iată, cei de la Partidul Național Liberal ca alegerile prezidențiale să se desfășoare în luna noiembrie. De altfel, ar exista în prezent mai multe variante în acest sens prezentate de către liberali, și anume, iată, ca turul întâi al alegerilor prezidențiale să aibă loc pe data de 10 noiembrie, iar cel de-al doilea pe data de 24 noiembrie. Totodată, o altă variantă, turul întâi pe data de 24 noiembrie, iar turul 2, iată, pe data de 8 decembrie, sau o a treia variantă, și anume ca turul întâi al alegerilor prezidențiale să se desfășoare pe data de 27 octombrie, iar cel de-al doilea tur pe data de 10 noiembrie. Totodată, trebuie să spunem, iată, că aceleași surse ne-au dezvăluit că cei de la Partidul Național Liberal sunt hotărâți să negocieze la sânge în cadrul acestei ședințe și că ar propune din nou acea variantă de tandem Nicolae Ciucă președinte, Marcel Ciolacu premier. Însă vedem că, pe de altă parte, socialdemocrații nu văd cu ochii buni aceste variante lansate în spațiul public de către cei de la Partidul Național Liberal și, practic, îi critică, iată, pe cei de la PNL că își schimbă punctul de vedere de la o zi la alta. Bianca, îți mulțumim. Peneliștii insistă, PSD-iști au părut până acum de neînduplecat. E o ședință importantă, vă spuneam, stimați telespectatori. Bine v-am găsit, domnule Coita. Vă salut și eu. Care va fi rezultatul acestor negocieri? Părea că lucrurile s-au rezolvat spre finalul săptămânii trecute. Acum asistăm, iată, la noi discuții, noi negocieri și noi variante care vin dinspre zona liberalilor. E adevărat. Da. Ce să vă spun? Greu de anticipat. Cu siguranță vom avea un rezultat cu prezidențialele undeva între septembrie și noiembrie. Și pentru mine, unul ca cetățean, sincer, mă interesează mai puțin când vor fi alegerile. Important este să fie candidați, să avem de unde alege și să, ca ele să se desfășoare în mod normal. Acum, întrebarea se pune de ce această subită insistență a liberalilor de a modifica din nou data alegerilor prezidențiale. Eu am căutat pe Google și am găsit o declarație a domnului președinte Ciucă, președintele PNL, care spunea acum o lună și un pic, prin mai, 8 mai, dacă nu mă înșel, că PNL și domnia sa susțin varianta cu prezidențialele pe 15 septembrie. Și mă gândesc că și atunci ori fi știut domniile lor că începe școala, că vine vacanța, că vara este cald și... Și atunci cum vă explicați? De ce eu credeți că... Două variante, foarte pe scurt. Vă rog. Două variante, văd. Unu, liberalii simt nevoia, cum se spune, să-și flexeze mușchii, adică să se poziționeze față de cei din PSD. E o tactică prin care să își arate forța. Sau doi, au calcule care arată că domnul Ciucă nu prea intră în turul 2 și atunci încearcă să tragă de timp pentru a găsi o soluție care să-i garanteze domnului președinte Ciucă o prezență în turul 2, fără de care vă dați seama că ar fi un dezastru pentru PNL. Ar fi. Ar fi într-adevăr, domnule Coita, și vă mulțumim foarte mult pentru această analiză. Vom mai discuta cu siguranță pe parcursul zilei, pentru că le reamintesc telespectatorilor, ședința este în plină desfășurare. Obținem în continuare informații pe surse chiar de acolo din interior și vom reveni cu noi detalii. Avem însă un alt breaking news chiar acum.